misiunea noastră a fost ca să selectăm 10 competențe, da, care se implică sau se consideră a fi competențe sociale și una din ele este, sau prima întâietate, este competența de comunicare. Începem activitatea noastră cu un motto la care eu țin foarte mult și sper și dumneavoastră să vă placă. Natura e un organism perfect. Societatea și omul sunt concepute perfect. Natura se hrănește cu aer și stinge setea cu ploaie din ceruri. Societatea se hrănește cu cultură și stinge setea prin creație. Omul însă se hrănește cu produse alimentare și spirituale și stinge setea prin cunoaștere. Nu poți cunoaște lumea dacă nu te cunoști mai întâi pe tine, zicea Socrate, da? Și respectiv, ca și prim element, da, al activității sau obiectiv, chiar l-am numit, cunoașterea participanților. Este necesar să completăm cea mai simplă propoziție, da, eu sunt și sunt, ca să facem cunoștință. Eu sunt Elena și sunt energică. Sunt Mariana și sunt mândră. Mândră, așa, bine. Sunt Ala și sunt amabilă. Doamna Ala este amabilă. Sunt Nadejda și sunt năstrușnică. Așa, frumos, doamna Nadejda. Sunt? Sunt Larisa și sunt leneșă. Așa, mă gândesc, sunteți liniștită. Pentru mine este foarte important în comunicare și eu aș zice energie. Fiecare se gândește care ar fi elementul în procesul comunicării ce este important. Pentru mine este important în comunicare privirea. Privirea. Frumos. Pentru mine în comunicare este important limbajul. Limbajul. Pentru mine este foarte important în comunicare sinceritatea. Sinceritatea, așa, frumos. Pentru mine este foarte important în comunicare zâmbetul și coerența gândurilor. Așa, ce am zis, că mintea noastră iubește ordonare. Pentru mine este foarte important în comunicare atitudinea. Foarte frumos, atitudinea. Ca sinteza acestui exercițiu, fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. Și eu de fiecare dată zic, învăț de la colegii cu care muncesc, de aceea încerc să învăț câte ceva de la fiecare. Și la fel, următoarea idee, nu sunt într-o competiție cu nimeni, nu mă compar cu nimeni, mă accept așa cum sunt. Ideea ar fi să am o competiție cu mine însumi și să mă compar cu mine însumi. Prima idee care iarăși îi aparține lui Socrate, mințile puternice discută idei, mințile mediocre discută evenimente, mințile slabe discută oameni. De aceea, noi suntem minți puternice și discutăm astăzi idei, da? Și ideea ca și concept cheie este comunicarea eficientă. Pentru o comunicare eficientă eu sunt... Amabilă. Amabilitatea. Care eficient sunt atentă. Atenție. Sunt sociabilă. Frumos. Responsabilă. Bravo. Perseverentă. Minunat. Eficientă. Tolerantă. Comunicativă. Frumos. Sinceră. Așa. Energică. Așa. Faceți un pas. Veselă. Minunat. Sincer. Lider. Așa, lider. Inteligentă. Sincer. Sinceritate. Bunăvoianță. Minunat. Și acum? Ce înseamnă asta? Putere. Așa. Am luat loc și gândiți-vă că comunicarea este puterea. Selectăm o cifră de la 1 la 10 care dorim noi. În spatele fiecărei cifre se află o imagine. Priviți această imagine, intuiți, da, și asociați comunicarea cu obiectul pe care îl vedeți. Și încercați să faceți această asociație. În comunicare putem să explorăm și să... cercetăm, să descoperim. Dar e tot ce am. Să fim în comunicare și în creștere profesională și personală și așa ca și trumețiile. Atât timp... Minunat! Am văzut fluier acolo. Fluierul cum mai transmite muzica... Melodioasă. Relaxare. Exact așa și cuvintele frumoase transmit voie bună. Minunat! La mine cifra 3. Așa. Comunicarea este transparentă. Așa. Fiecare dintre dumneavoastră primiți o foaie A4. Privind această foiță, încercăm, după modelul care este prezentat, să confecționăm un omuleț fără farfică, să-l rupem. Da? Încercăm această figură a omulețului să-l confecționăm rupând foaia.
acest omuleț? Vă place, da? Cum credeți, cine poate fi acest omuleț? Oricine. Hai să zicem cine. Acum închipuiți-vă, stimați colegi, că încercați să certați. Să certăm această imagine. Să certăm acest omuleț. Că este copil, că este elev, că încercăm să îi scriem o calitate și pliem. Mai scriem o calitate și pliem. Și cuvinte certați, le scrieți aici. Ceva ce nu vă place la el, de exemplu, îi scrieți. Că ești urât. Și după fiecare observație, pliați. Până o să ajungeți la final. Acest omuleț certat, cum se simte? Da? Dezamăgit. Dezamăgit. Așa, trist. Frustrat. Frustrat. Hai acum să încercăm să dezdoim scriind un cuvânt pozitiv. Cum credeți că se simte deja acest omuleț? Mai bine se simte, da? Cât nu ne-am strădui noi, da? Să îndreptăm această foaie, oricum, cicatricea rămâne. Cuvântul doare. Stimați colegi, ce a fost mai ușor? Să certați sau să lăudați? Nu, să certăm. Când ați fost mai inventivi? Când ați generat idei de ceartă sau de laudă? De laudă. Eu aș asocia că în fiecare zi când mergem în clasă trebuie să lăsăm orice supărare și orice indispoziția noastră și orice frustrare care o avem de dimineață sau de ziua precedentă. Deși asta nu e chiar posibil. Deși nu e posibil, când scriem și noi persoane vii, să o lăsăm după ușă. Să întrem în fața copiilor curați la suflet și la chip. Venim în fața lor cu un plan de lecție, cu niște obiective de realizat, dar copiii se gândesc și ei privindu-ne zi de zi, lecție de lecție, oare ce mai vrea și ea de la mine? Poate ne ia cu obiectivele și temele și cu sarcinile care le are, dar nimeni nu se gândește la ce vreau eu să aud la lecție respectivă. Și atât pentru noi este o sarcină foarte importantă și foarte dificilă pentru a citi gândul din ochiul copilului, pentru a-i da răspuns la ceea ce îl frământă el. În zărcinare să le dăm răspuns de ce noi comunicăm. Noi comunicăm ca să ne informăm, ca să colaborăm, ca să transmitem un mesaj, ca să le dăm niște emoții, chiar ca să nu ne simțim singuri, să ne bucurăm împreună cu persoanele care comunicăm, să relaționăm, să învățăm, să împărtășim impresii. Ce efect produce comunicarea? Așa. Și efectele care le-am identificat produse de către comunicare. Efecte pozitive, bucurie, speranță, motivație, claritate, responsabilitate, plăcere, încântare, mirare, curaj, cunoaștere, nostalgie, dorință, satisfacție. Efecte negative, frustrare, lacrimi, tristețe, stres, regret, disperare, nostalgie, am indicat și aici, pentru că nostalgia poate avea numai... Și resentimente. Așa. Pozitive, neplăcere, teamă. Așa, frică, furie și așa mai departe. Și iată acum colegele o să ne explic ce ar însemna zona de confort și când, da, ne regăsim în această zonă și în afară de zona de confort, care alte trei zone mai funcționează? Zona de confort. Așa? În comunicare. Când comunicăm mai liniștit. Într-o atmosferă liniștită, da? Siguranță. Așa. Confortabil. Într-o atmosferă degajată, primim plăcere. Atunci când comunicăm și descărcarea emoțiilor stresante. În general, sala de clasă o considerăm o zonă din confort. Unii noi ne simțim stăpâni, da? Și acolo are loc și descărcarea emoțiilor, da? Așa, și doamna Rita vă informează. De exemplu, doamna Larisa, pregătiți-vă pentru că trebuie să mergem la direcția de învățământ și să prezentăm o informație oarecare, da? Și deja în care zonă vă regăsiți? Zona fricii. Zona fricii. Apare o frică? Apare. Așa, o zonă... Stres.
strese, un blocaj. Încredere de sine scăzută, teamă de a vorbi, teamă de exprimare. După care? După care? Zona de învățare. Așa, mă gândesc că totuși am să mă descurc. Așa, mă descurc, mă pregătesc, învăț. Acceptăm provocarea. Acceptăm provocarea. Și încep. Și rezolvăm problemele pas cu pas. Da. Dobândim noi deprindere, abilități. Așa. Și noi practice. Așa. Da. Dezvoltarea abilităților de comunicare. Deja suntem în zona de creștere și de dezvoltare. Care credeți că zona este mai confortabilă din toate astea patru? Așa, doamna Emilia, foarte corect. Zice că suntem într-o zonă de învățare, de învățare și de creștere. Așa-i? Dar ce presupune a ieși din zona de confort? Ce presupune? Un disconfort? Nu, accepta o provocare. Accepta o provocare, avea... Așa, puțin disconfort. Așa, un disconfort. Ceea ce spune comunicarea eficientă, transmiterea clară a mesajului, înțelegerea clară de către vorbitor, adică și o înțelegere între vorbitor și ascultător, toleranță, amabilitate. Decalogul comunicării ar fi, nu poți să nu comunici. A comunica presupune cunoaștere de sine și stimă de sine. A comunica presupune conștientizarea nevoilor celuilalt, presupune a ști să asculți, a înțelege mesajul, a da un feedback, a înțelege procesualitatea unei relații, a ști să-ți exprimi sentimentele, a accepta conflictele și a-ți asuma rezolvarea lor. Și ca un rezultat sau o sinteză la activitățile noastre? Comunicarea este cheia succesului în relaționarea interpersonală. Trebuie să privim comunicarea ca pe o pasiune. La care pasiunea de a comunica. Pasiunea de a comunica. Putem să ne exprimăm, da? O facem zi cu zi la școală, fiindcă comunicarea este instrumentul nostru cel mai veridic și cel mai mult folosit în activitatea noastră didactică. Și pentru a ajunge la această pasiune și a o dezvolta, avem nevoie de învățare. Noi suntem oamenii care învățăm pe tot parcursul vieții. Depunem efort, dar în schimb ajungem la performanță care ne dă și bucurie și împlinire. Impactul comunicării? Impactul comunicării este foarte mare și dumneavoastră știți că comunicarea este de trei tipuri. Este comunicarea verbală, comunicarea paraverbală și comunicarea non-verbală. Și noi, la școală și copiii, și noi folosim toate aceste trei tipuri de comunicare. Dar vedem aici că, procentual, comunicarea verbală este cea mai neînsemnată, și cea mai însemnată este comunicarea non-verbală, care înserează în sine și cea verbală și paraverbală. Și aici mergem la comunicarea eficientă. Ea presupune că pornește de la datele realității concrete, de prezența unei situații, realizarea dintre mesajul verbal și non-verbal, acordarea feedback-ului reciproc dintre persoane care sunt într-o comunicare activă, are și efecte de autoreglare asupra conduitei personale, facilitează conștientizarea de sine, dar și adaptarea creativă a persoanei în mediul de comunicare. Da, chiar vă puteți orienta privirea la care grup 4, da? Care ne-a vorbit și foarte bine că ați luat pe dimensiunea calităților de care avem nevoie pentru a aborda o comunicare eficientă. Amabilitate, toleranță, încredere în sine, deschidere, sinceritate, încurajare. Dar aici nu putem să nu fim și empatici cu copiii. Da, empatia. Trebuie să pe un moment să ne poziționăm în rolul copilului. În rolul copilului, doar așa îl vom putea înțelege mai bine de ce are el nevoie. Și un rol deosebit în comunicare sunt emoțiile. Fiindcă fără emoții omul nu poate trăi. Sentimentul de încredere, de frică, de frustrare este ceea ce ne reprezintă pe noi. Și a comunica eficient presupune a ști să-ți exprimi emoțiile. Modalități de îmbunătățire a emoțiilor pot fi identificarea și recunoașterea diferitor tipuri de emoții. Și atât ziceam, când copilul vine și noi putem să citim pe fața lui frică, bucurie, speranță, nu trebuie niciodată să ne neglijăm, dar să citim și ceea ce ne spune nu numai prin gurița lui, dar și prin mimică, gestul și ceea ce ne comunică corpul lui în întregime. Trebuie să ne exprimăm, să învățăm a ne exprima emoțiile într-un limbaj adecvat. A identifica evenimentele, situațiile care declanșează emoțiile.
Și o comunicare eficientă poate fi primată și printr-o schemă. Cine vine cu mesaj, cui se adresează mesajul, de ce, cum, când și unde. Adică aici este o interacționare între canalul de emisie, între emițător, între cel ce receptează mesajul și numai decât trebuie să fie conexiunea inversă, adică feedback-ul. Și drept dovadă, în Grecia antică, Socrate era foarte mult lăudat pentru o metaforă. O metaforă, da. Într-o zi, marele filosof s-a întâlnit întâmplător cu o cunoștință care alerga spre el agitat și care i-a spus: Socrate, știi ce am auzit tocmai acum despre unul dintre studenții tăi? Stai o clipă, replică Socrate. Înainte să-mi spui, aș vrea să treci printr-un mic test. Se numește testul celor trei. Trei? Așa este, a continuat Socrate. Înainte să-mi vorbești despre studentul meu, să stăm puțin și să testăm ce ai de gând să-mi spui. Primul test este cel al adevărului. Ești absolut sigur că ceea ce vrei să-mi spui este adevărat? Nu, spuse omul. De fapt, doar am auzit despre el. E în regulă, zice Socrate. Așadar, în realitate, tu nu știi dacă este adevărat sau nu. Acum să încercăm testul al doilea, testul binelui. Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu este ceva de bine? Nu, dimpotrivă. Deci, a continuat Socrate, vrei să-mi spui ceva rău despre el, cu toate că nu ești sigur că este adevărat. Omul a dat de umeri puțin stânjenit. Socrate a continuat. Totuși, mai poți trece testul, pentru că există o a treia probă, filtrul folosinței. Ceea ce vrei să-mi spui despre studentul meu îmi este de folos? Nu, nu chiar. Ei bine, a concis Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este nici adevărat, nici de bine, nici măcar de folos, mai atunci de ce să mi spui? Mai bine taci. Învățătura spune că înainte de a spune ceva e necesar să tăcem să trecem această informație prin trei porți. Deci, de fiecare dată când vorbesc, trebuie să-mi ofer răspuns la aceste trei întrebări. Ceea ce vreau să ofer este adevărat, cu siguranță, da? Este necesar să zic cu adevărat sau modul, felul, cum o transmit, cu blândețe, nervozitate, cu frustrare, da? Dacă răspunsul la toate aceste trei întrebări este da, atunci îmi permit să zic, dacă nu, mai bine tac. Dar putem să învățăm ceva prin tăcere? Da, da. Da, prin tăcere învățăm să fim empatici, să ascultăm eficient, să ne acordăm acest echilibru, da, în a discuta și a tăcea, să devenim mai chibzuiți. Prin tăcere învățăm să sensibilizăm și să intrigăm discuția. Dar tăcerea pusă la un loc potrivit și în timpul potrivit, de fapt, ne îndeamnă la dialog, la creativitate și expresivitate. Când manifestăm creativitatea și ideile noi? Prin tăcere, atunci când chibzuit, da, generăm idei. Și prin toate acestea contribuie la îmbogățirea registrului nostru de comunicare. Sinteza ar fi că comunicarea include arta de a vorbi, de a scrie, de a tăcea, de a asculta și a acționa. Deși comunicarea nu este născută, de fapt comunicarea sau abilitățile de comunicare se învață, se dobândesc, se asimilează, se dezvoltă, se învață și până să ajungem la ideea că comunicarea să devină o artă. Timp de un minut, scrieți, vă rog, completând, da, spațiile libere, cu idei care dumneavoastră le generați vis-a-vis ce implică comunicarea didactică, a fi un tip de comunicare profesională. Acum, vă rog, în perechi, cum sunteți? Completăm ideile între colegi. A treia etapă, comunicarea didactică implică și selectați o singură idee din toată schema dumneavoastră. Dar să fie decizia și a colegii. Deci comunicarea didactică implică sau înseamnă prietenie? Dintre cine? Dintre cadrul didactic și elevi. Sau colegi. Așa, prietenie dintre profesor și elev. Am înțeles, este ideea, pentru că dacă este vorba despre acceptăm toate ideile, da? Comunicarea didactică implică ce?
Putere. Putere ca și efort de voință, da? Da. Așa? Presupune comunicare non-verbală. Comunicare non-verbală prin mimică, gesturi, da, paralimbaj. A ideea dumneavoastră? Creștere. Creștere profesională? Da. Așa? Sau dezvoltare personală? Comunicarea didactică sau înseamnă? Dezvoltare. Așa, frumos. Echitate de gen. Echitate de gen. Comunicarea didactică înseamnă echitate de gen. Așa, și mai avem ultima pereche. Comunicarea didactică implică? Logică. Logică. Logică în exprimarea gândurilor, da? Ne-ar orienta la calitatea mesajului pe care îl transmitem, da? Și, într-un cuvânt, comunicarea didactică implică atitudine. Atitudinea profesorului. Deci, atitudinile dorite, solicitate din partea unui cadru didactic, să se adreseze fiecărui elev cunoscându-i prenumele. Cât este de important, da, să ne adresăm elevului, să asculte cu atenție ce spune fiecare elev. Să se accepte pe sine așa cum este, despre acceptare am vorbit, da? Să fie sincer, despre sinceritate am vorbit, să îi respecte invitându-i astfel la o bună disciplină, să nu ia în mod personal lipsa răspunsurilor elevilor, deci nu forțăm elevul, nu vrea să răspundă, da? Deci este pe conștiința lui. Să gândească pozitiv despre sine și despre elevi, să-și adapteze traseul pentru a oferi îndrumare, să-i explice până când toți elevii înțeleg, probabil asta fiecare facem, da? Și să ofere cât mai multe modalități de învățare. Pentru a sintetiza, nu uităm de formula celor 4A. Ce ar însemna atenție, deci demonstrăm elevilor atenție sub forma unei ascultări active și ascultări empatice, aprecierea, folosim orice prilej pentru a valoriza, a-i lăuda pe elevi. Ne amintim de tehnica omulețul, da? Când l-am certat și când l-am lăudat. Acceptăm elevii, acceptarea, elevii trebuie să aibă posibilitatea de a fi ei înșiți, să fie respectați pentru unicitatea lor. Și ca reacție, care ar trebui să fie promptă, aprob fiecare răspuns, da? Printr-un simplu bravo. Sunteți extraordinari, da? Mi-ați plăcut enorm cum ați muncit astăzi. Bravo pentru tema pentru acasă. Sau niște formule sau cuvinte încurajatoare. Doamna Crenguța Oprea propune nouă acțiuni comportamentale în procesul comunicării didactice. Acestea fiind, zâmbiți elevilor, abordați predarea ca o poveste. Organizați cu entuziasm lecțiile dumneavoastră, asumați-vă un rol, conștientizați gesturile ca și expresii ale cuvântului, modelați tonul vocii, timbrul vocii, priviți în ochii elevii atunci când comunicați, fiți empatici, adică să ne transpunem imaginar în papucii elevului, noi zicem, da, sau în rolul elevului, să înțelegem mai bine. Și acum ideea ar fi că nu ne coborâm la nivelul elevului, dar este necesar să ne ridicăm la nivelul elevului, să-l înțelegem că el este o personalitate. Și, numai puțin important, ar fi să ne păstrăm echilibrul personal. Aici vin în ajutor ideile de a conștientiza că există bariere ale comunicării. Este un obstacol în care de realizare a comunicării eficiente. Acestea pot produce efectele dorite sau genera chiar blocaje de comunicare. Și barierele pot fi întrerupturile, oboseala și stresul, prejudecățile și personalitatea celor cu care noi lucrăm. Acum avem o activitate, la fel timp de un minut, să conștientizați care sunt barierele de comunicare. În comunicare poate coleg, da, coleg manager sau elev, cu elevii, cu părinții. Așa, noi vă mai sugerăm, v-am mai oferit careva informații, dar vreau să vă zic că bariere sunt foarte multe, da?
și respectiv o să le găsiți în această prezentare și nu numai să le găsiți, dar și să încercați să minuțios și le conștientizați dacă ele sunt. Într-un final o să găsiți bariere de limbaj, bariere de exprimare, alte bariere de recepție a informației. O întrebare generalizatoare, cum să-mi dezvolt competența de comunicare fiind în zona care? Nu, nu, și încă? De dezvoltare. Mai avem o metodă care, de exemplu, eu de fiecare dată o abordez, o practic, se numește metoda ZAPI și iată dumneavoastră în calitate de cadre didactice, cu siguranță este metoda care o să vă prindă bine, pentru că ea a apărut, da, de la denumirea inițialelor ca și acțiuni. ZAPI, Z, zâmbește ușor, da, zâmbește sincer, A, înseamnă ascultă atent, P, pune întrebări pentru concretizare, da? Deci adresează întrebări, nu-ți fie frică, hai să ieșim din zona fricii, să adresăm întrebări, da? Și I înseamnă interesează-te de celălalt, da? Adică consideră-l pe celălalt cu care comunici o persoană valoroasă, pentru ca prin intermediul acestei relaționări să te valorifici și pe sine. Să încercăm să ne orientăm că procesul de comunicare implică așa, ca și ramurile unui copăcel, da? Implică momente de exprimare, emoții, explorare, elaborare de mesaj și multă, multă energie. Nu vă opriți, stimați colegi, niciodată din învățat, pentru că nici viața nu se oprește din a ne oferi lecții. Fiți un student etern. Și nu este vorba doar despre o formare, este necesară o transformare a noastră interioară, ieșind din zona noastră de confort, da? Chiar și dacă intrăm într-o zonă de frică, știm cum să o depășim și veți observa că totul este posibil. Ai grijă ce gândești, gândurile tale devin cuvinte. Ai grijă ce spui, cuvintele devin acțiuni. Dar acțiunile stau la baza atitudinilor noastre. Dacă într-un coș pui un gunoi, este un coș de gunoi. Dacă într-un coș pui un diamant, este o cutie de valoare. Asta este ceea ce trebuie să facem noi și cu elevii noștri și cu noi înșine, să ne cunoaștem pe sine, să învățăm copiii să se descopere pentru a deveni oameni de valoare.